Am revenit în direct. Vă reamintim informația momentului, cea de care vorbeam și mai devreme. David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de la Roma, după ce ieri a înregistrat un record mondial la 100 de metri. Deci momente, oricum... Avem imagini, dumneavoastră, că astea... Și avem imagini, deci, bineînțeles. Aici, regia, vă rugăm. Iată cum a venit un prim-ministru adevărat. Uitați că avem și pe mine. Nu se aude. Acum o să dăm bani. Uite puțin mai tare în studio. Dacă îmi dau cine ne-a ori până acum. Culoarul 4. Este vede. Deci, haideți să o spunem pe aia dreaptă. Poți să o spun pe aia dreaptă, mă lăsați? Sau e, avem da, să fie dreaptă, domnule. Să fie dreaptă, da. Dom'le, până a venit primul ministru Ciucă, că îmi place, că nu-mi place, că nu știu ce cu tare, încep să vadă niște lucruri. Scapă oamenii. Câștigăm acolo, câștigăm acolo, câștigăm acolo, câștigăm acolo. Cât timp a fost domnul Ludo Orban, care a fost mai devreme la televizor, nu se întâmpla nimic. Murea tot. Cât timp a fost cine vreți dumneavoastră, orice prim-ministru vreți înainte, da? Dar totuși, doamna Dăncilă. A? Doamna Dăncilă, vreți să mă provocați cu alegerile? Ce să facem? Da. Să vorbim cu traducătorii de la alegeri? Vreți să vorbim de asta? Putem vorbi. Nicio problemă. Nu, de ce e esențial, Bobby Păune? Ora 5 Radisson. Atunci hai să o spunem. Hai să o spunem. Dacă vreți să o spunem, o spunem. Ora 5 Radisson. Se pleacă de la ora 5 de la Radisson. La ora 6 se ajunge la vila aia direct din primăverii, care nu-i în capăt. Da? Acolo sunt o serie întreagă de oameni adunați, printre care și candidații potențiali, care li se spune că trebuie să fiu blocat eu. Iar cineva din traducea engleză, doamnei Dăncilă. Te-a scăpat pe culoare. Întrebarea, cine era acel om care traducea? Și ce traducea? Cuzi. Și ce a vrut doamna Dăncilă? A vrut să ia mai mult decât partidul. Zic, dumneavoastră, e ok, dar să ia mai mult decât partidul. Și condiție, acolo, și mă opresc aici. Știu, n-a avut culoar, mai era și o bancuță, o bancuță laterală. Știm și cine era acolo. Avem imagini, dacă vreți să le dăm. N-avem nicio problemă, vreți să mă dați în judecată, dați-mă. Condiție, nicio apariție la TV, nicio apariție nicăieri, nicio dezbatere. Vedeți că Păunescu a pregătit o dezbatere în Italia, unde diaspora din Italia, n-am pregătit eu absolut nimic și nu m-am pregătit cu nimeni, diaspora din Italia a cerut ca prima dezbatere între candidații la președinție să fie la Roma, unde este cea mai mare minoritate românească în străinătate. Deci, și unde au fost cele mai multe voturi și care de fiecare apropo, dată au votat... Din Roma au ieșit cu steagul acum când David Popovici a câștigat, au fost în prima tribune, și întoarcerea și pe stradă și este întoarcerea, și întoarcerea minciunii de 32 de ani pe care am trăit-o până acum se întâmplă la Roma. De-aia am vrut la Roma. Nu, adevărul e la Roma, că David Popovici de-aia am vrut la Roma. De-aia am vrut la Roma. David Popovici e la Roma. O secundă. O secundă. 7 secunde. Ce vreau să vă spun? Ludovic Orban. Ceilalți prim-ministri care au fost până acum au fost Buda, martori la distrugere. Încet, încet se ducea din ce în ce mai jos toată povestea asta. A venit un prim-ministru care vrea să facă lucruri, e blocat pe toate părțile, da? Blocat acolo, blocat acolo, blocat acolo, blocat acolo, da? Îi se bagă tot felul de chestii în cap, în tot felul de lucruri, în sensul, sigur. Dar, dom'le, au început să scape oamenii, să ia premii. Am început să ne mișcăm. Am care început să apare mai puține. Ce? Are chipuri mai puține. Începe să-i scoată pe oameni de la guvernare, pe UDMR. UDMR-ul trebuie să iasă la sfârșitul iunie, să știți, stimați spectatori, pentru decizia pe care l-au luat până atunci. UDMR-ul nu are ce să caute în Parlamentul României. Asta este o păcăleală ce se întâmplă acolo. Ei sunt puși acolo, folosiți, ei sunt mână-mână cu mafia din celelalte partide și au terminat cu pădurile. Și ce să vezi, înainte de alegeri, ce au hotărât? Dom'le, toată povestea asta cu pădurile
Hai să o mutăm la un privat, ca să nu mai existe semne de întrebare, că sunt la alții, da? Îi dăm niște bani de la Exim Bank. În felul ăsta își termină și eu un shopping mall cu banii aia. Exim Bank, cu care stimasele spectatori, era sub sechestru, acțiunile Exim Bank erau sub sechestru, la depozitarul central, un prim-ministru pe nume Victor Ponta transferă acțiunile sechestrate la depozitarul central către o altă instituție, îi se spune, domnule, este ilegal, în această televiziune prezentatoare îi spune, domnul prim-ministru, atunci oportunitate versus legalitate? Da, spune dânsul. Avem imagine, aici s-a întâmplat. Da? Deci, ilegalitate crasă. S-a întâmplat ceva cu dânsul? Nu. Președinte, cu sportul. Victor Ponta. Deci, președinte la Exim Bank, știți cine a fost? Știm cine? Cu 30.000 de euro pe lună a salariu? Fost atunci, când, atunci a era fost. Cineva. Da. Acum, da? Haideți că a fost condamnat în primă fază, haideți să nu mai discutăm. Da, haideți să ne bucurăm de acest succes. Bobby Păunescu. Da, eu ce vreau să vă spun, acest succes, nu, sigur că nu putea să-l oprească nimeni pe David, indiferent ce făcea, se ducea undeva și nota, și dacă nota în cadă și tot câștiga, tot campion mondial, bate toate recordurile. Omul ăla nu poate fi oprit, ăla cum să-i luată și pe uscat. Dar știți de ce? Deci ideea este că... Știți de ce, domnul Păunescu? De asta v-am spus de ce. Pentru că începem să avem oameni români în anumite poziții. Nu, prima condiție este că acest copil muncește acest copil a spus foarte clar. Acest băiat este român, și o să ne spună domnul Rusu niște chestii foarte interesante. Acest băiat este român și acest băiat a zis că îl face sportul ăsta de plăcere. Am înțeles, dar muncesc. Domnule Măriești, dumneavoastră, cărui fapt datorați acest moment sau aceste momente? Și după aceea zicea domnul Rusu, care să ne spună ceva. Mi se pare că domnul Țiriac l-a ajutat și pe domnul David, nu, domnul Rusu? Este o propunere. Este o propunere de ajutor apărută, adică, în presă jos. O știre. Da? La fel cum este o propunere sau este o știre speculativă că Ion Țirac ar ajuta pe cele două fete românce care au fost în finala de la Wimbledon. Acum e greu de crezut că Ion Țiriac din banii lui va ajuta pe cineva. Din banii fondului, ne-am discutat de banii, doar fondului de rezervă. Se poate întâmpla să fie cu bani publici. Dar apropo de David Popovici, știți care este știrea cea mai impresionantă? Că a refuzat toate ofertele de la universitățile bune americane. Și acolo era vorba de bani. Ideea este că el este român. Stați puțin, nu a refuzat pentru că e împotriva Americii. El este român și e normal să candideze pentru România. A refuzat pe motivul că se poate pregăti la fel de bine. Dar știți de ce universitățile americane făceau ofertele? Pentru că sunt atente la creiere, la inteligență, la pregătire, la performanță. Da. Și cum văd pe cineva performant, domne, mai bine să vină la noi. Noi ce facem? Cum e unul mai performant? Dă-i în cap și distruge-l. Că nu, România asta nu e diferența. Aceasta e diferența între mentalitatea românească și mentalitatea americană. Și o mai repet, domnule Bobby Păunescu. Există o lege nescrisă în România în care vitamina P este pilă, care e folosită peste tot în lume, numai că în România vitamina P, pilă, apără pe incompetent de competent, ori în lume, în Occident, vitamina P apără pe competent de incompetent. Haideți să vedem și partea pozitivă a lucrurilor. Acest succes formidabil, atât al canotorilor, cât și al lui David Popovici, aș îndrăzni să spun și al Simonei Halep, întărește identitatea și mândria de a fi român. Românii plecați, români din toate colțurile lumii aflați, ei se simt din nou români. Nu mai văd apartenența la România ca neapărat apartenența la o țară care trimite oameni care se ocupă cu alte lucruri prin Occident, da. Mă refer la furtul din buzunare sau la alte lucruri, ei atunci spun cu curaj că aparțin acestei țări. Deci întărirea de identitate, oricâți bani ai cheltui ca stat, nu se compară cu aceste succese formidabile. Acum românii din toată lumea au scos steagurile, s-au lăudat față de vecinilor și au îndrăsnit să promoveze România. Că până acum ei săraci câteodată nici nu îndrăsneau să se laude că sunt români. Pentru că ei sunt oameni de multe ori smeriți. Și se simt... Mi-am făcut un film. Vorbim de Italia. Stați puțin, vorbim de Italia, da? Vorbeam de România. Pe România, de românii din Italia. În 2007 a avut loc o crimă oribilă a domnului Romulus Mailat, care a omorât soția unui amiral din Italia.
a răpit-o, i-a furat tot, nu știu ce, a violat-o și a omorât-o și a fost o crimă pe baza căruia Forța Italia, Partidul de Dreapta, a câștigat Roma alegerile. Mă rog, a fost o treabă, o situație cruntă. Și doamna Mussolini, de atunci, care era șefa Comisiei Copilului din Parlamentul Italian, membru al Partidului Forța Italia, și cu domnul Tosi, primarul din Verona, au avut niște mișcări noaptea cu făclii, prin care au spus că românii, toți românii au, pentru că era confuzia asta între rom-români, n-are o legătură, nu asta vreau să spun, dar toți românii au crima și violul în ADN. Și domnul Tosi, primarul din Verona, a spus că declară Verona liberă de români, în sensul că erau niște tabere de rom, da? A golit de acolo tabele de rom, dar mai erau încă 9.000 de români în Roma, în Verona, care lucrau cinstit și așa mai departe. Pentru aceste două lucruri, eu l-am menționat într-un film care se cheamă Francesca și care vine după Francesca Cabrini, Sfânta Emigranților. Cea care, în anii 1800, aducea pentru cei 17 milioane de italieni plecați în America, se ducea cu lua bandă la Vatican și se ducea pe navă în anii 1800, cel puțin 30 de drumuri în anii 1800, să construiască grădinițe, școli și așa mai departe. De asta i-am spus numele Francesca. Acest film a deschis festivalul de la Veneția, unul dintre cele mai importante alături de festivalul de la Cannes. Iar ca atare, pentru că am atacat-o pe doamna, pe doamna Mussolini în acest film, spunând, mă rog, era o discuție între actrița din rolul principal și tatăl ei, că fata dânsei va avea probleme când se va face să vadă filmul, că vor zice nu știu ce și nu știu cum. E, am câștigat și împotriva doamnei Mussolini, având discuții cu ea și la televiziune, la Rai 1, la, eu știu, la știri și așa mai departe, am câștigat procesul și la Roma, și împotriva doamnei Mussolini, și împotriva domnului Tosi la Verona. La Verona i s-a dat 6 luni, nu avea voie să vorbească public și avea campanie electorală, iar la Roma, domnei Mussolini, doamna Mussolini și-a argumentat lupta împotriva mea juridică, proces acolo, deci era vorba de România, să-mi apări, cum să spun eu. Gândiți-vă că nu mă luptam cu Italia, eu am crescut în Italia. Deci pentru mine era o luptă între unde am crescut și țara mea. Adică era o chestiune și nimeni nu erau vinovați. Ăștia erau oameni care băgau. Pe scurt, argumentația dânsei a fost, domne, fata mea de 16 ani va apărea la, se duce la film și acolo aude unde spunea tatăl Francescăi, nu vezi că curva aia lui Mussolini vrea să omoare toți românii? Asta m-a văzut la un taximetrist. În ghilimele, o secundă. Nu, domne, așa era în film, așa e în film. Ce da, e o relatare dintr-un film. Dintr-un film, e o operă de artă, da? Considerat o operă de artă. Deci e vorba de festivalul de film, care este festivalul de artă cinematografică. Deci nu vorbim de orice chestie. Mă rog, așa, dar pe scurt, revin. Argumentația era că la 16 ani, fata dânsei se duce la cinematograf și vede chestiunea asta și toți copiii o să râdă de ea, că o să spună că ce, mama ta e o fată ușoară, că o femeie puncte, ușoară. Puncte, da. Așa, puncte, puncte. Pe scurt, cu o zi înainte de verdictul final de la apel, unde erau 3 judecătoare, deci am câștigat tribunalul, a urmat apelul, pe legea 200 de acolo, care e o lege care judecă cu celeritate astfel de cazuri, că filmul trebuia să iasă în cinematografe, filmul meu în Italia, în toate cinematografele, apare o casetă cu ziarul partidului din care făcea parte dânsa, Forța Italia, ziarul domnului Berlusconi. Berlusconi. Da, apare o casetă cu o zi înainte, în care doamna, mama acestei fete de 16 ani, Mussolini, nepoata ducelui Mussolini, făcea dragoste sălbatic în birou parlamentar din Parlamentul Italian, da? Cu șeful extremei drepte, care nu era în Parlament, ea având familie, având copii, și proba ei era că ea este de moralitate totală și deci nu se... Deci în ziarul dânsei, în ziarul partidului dânsei. Nu, ea nu era în partidul lui ba, da, Berlusconi. Era în Alianța Națională care era s-a în Alianța, dar nu era în partidul Berlusconi. S-au asociat, erau în coaliție. Și era o fricțiune între Berlusconi și ea. Cert este că apărarea dânsei, în momentul ăla, nici nu s-a mai prezentat la ultima înfățișare, unde cele 3 judecătoare, cele 3 doamne judecătoare din Roma, unanimitate și, în primul caz, că i-am cerut să nu spună că, domne, e o operă de artă și ai voie să spui ce vrei acolo. Domne, asta a spus. N-am nimic cu Italia. M-au aplaudat la televiziune pe unde eram, erau spectatori italieni, nu-i cunoșteam pe niciunul. Începea dânsa, mă făceam toate felurile, când vedea că vorbesc italiană și că făcea sens ce spun,
M-aplaudau și mă, domne, că i-ați plătit pe ăștia așa români toți care au venit să... Nici vorbă de așa ceva. Iar partea o casetă. Domne, cum să organizez eu în partidul dânsei, în ziarul dânsei, să apară o casetă? O casetă în care dânsa făcea sex sălbatic pe... Dom'le, dar trebuie să vedeți imaginele. Era sălbatic. Dom'le, era ăla de, cum să zic, domnule, hardcore. Domnule Păunescu, vă rog, domnule Păunescu, vreau să revin la declarația pe care a făcut-o domnul Bostan cu această identitate românească a celor de afară dinăuntru și la cazul... Roma, să nu uită în Roma, da? Nu. Și David Popovici. În primul rând că Simona Halep este rezultatul unei afaceri familiale. Familia s-a împrumutat ca să-i financeze această carieră. Ea nu este un produs românesc. Ea este o elită acum în România, o elită sportivă în România. David Popovici este o elită sportivă. Iar românii iar românii din străinătate se identifică cu elitele din România, cu elitele. Nu, și pentru că au plecat din cauza mediocrității, au plecat din cauza corupției, au plecat din cauza tunelului care din justiție, așa cum trăiește domnul Mărieș cu acest procuror militar Cătălin Pițu, deci e o diferență colosală. Totdeauna. Să nu se înțeleagă greșit, că nu trăiește cu dânsul, e vorba totdeauna, de luptă. Totdeauna noi am idei, de principii, cu domnul procuror respectiv. Așa, deci este, cum spune domnul Bostan, este o luptă de idei, este o diferență de atitudine și este o diferență de înțelegere. Și de dragoste față de țară, domnul... Așa, dumneavoastră vedeți și pe acest italian și românii care trăiesc în Spania, ei nu? Sunt românii și italienii sunt, cum să vă spun eu, nu știu dacă suntem frați, verișori, ce suntem, suntem la fel toți. Deci hai să vă spun la Verona, că e foarte importantă chestiunea asta, chiar dacă pare că... Deci la Verona, unde am câștigat procesul împotriva primarului din Verona, nu mai avea voie 6 luni să vorbească public, deci practic închideau cariera politică. Și m-am dus acolo la Verona, că m-au rugat domnule, dai Dumnezeu să cădem cumva la înțelegere. Dacă vrei bani, dacă vrei, nu vreau Dumnezeu niciun bani. Ce vrei? La Padova, lângă Verona, da? Primarul din Padova a dat terenul pentru construirea bisericii ortodoxe române pe gratis comunității de acolo. 8.000 de români erau acolo, da? La Verona, primarul din Verona, acest Tosi, a dat terenul cu chirie cetățenilor pentru construirea bisericii ortodoxe române din Verona, da? Cu chirie. Și am cerut. Singurul pe care vreau e să-l dați pe gratis. Cine m-a criticat? Preotul de acolo și cu domnul Corlățeanu, dacă mai țineți minte. Cine era domnul Corlățeanu? Cum îl mai chema? Nu mai contează. Care a fost, era șeful în Parlament, era ceva cu politica externă, o chestiune de genul ăsta. Fost Titus Corlățean, fost ministru de externe PST. Chiar el, în persoană, m-a criticat. Ce fac eu acolo este o chestiune deșanțată, adică eu ceream un lucru pentru comunitatea de acolo, nici nu-i cunoșteam, n-aveam nicio treabă. Cine mă critică? Preotul de acolo? Că domne primarul din Verona este un om extraordinar și chiar aia? Cum de plătești chirie și vreau să-ți obții gratis? L-a dat gratis. A dat terenul gratis. L-a dat gratis, probabil. Dar n-avea ce să facă, altfel nu renunțam. Altfel nu renunțam. Domnule Păunescu, vreau să vă mai spun... Să vedeți, ați înțeles ideea. Din Parlamentul României au încercat și de aici să blocheze și așa ceva. Deci nu aveam nicio legătură cu Verona, dar de aici au încercat să blocheze. Așa cum blochează totul de aici. Da. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, haideți să trecem la cazul, la dosarul Revoluției, pentru că am citit și am văzut că acest procuror militar Cătălin Pițu îl critică pe domnul Mărieș. Îl atacă pe domnul Mărieș. Deci un militar, probabil că pentru că este șeful parchetelor militare, trebuie să fie colonel sau general. În orice caz militar. Domnul Mărieș este civil. Deci, un procuror militar critică un civil, un reprezentant al unei asociații, că își exercită dreptul de apărare, dreptul de informare, și de dreptul de cercetare într-un dosar care a fost atât de bine, în ghilimele, instrumentat, încât a fost închis. Procurorul militar al României, acest Cătălin Colonel, sau ce este, colonel, general Pițu, e doar colonel și probabil așa va rămâne. Nu vorbește de decizia de la CEDO, decizia internațională. Vorbește de deciziile românești. Și atunci nu acceptă
nu acceptă decizia internațională, acceptă deciziile tribunalelor românești. Deci nu se leagă în niciun fel. Insultă, calomnează. Deci un cetățean din România, în psihologia, în mentalitatea unui procuror militar, nu are dreptul să-și ceară adevărul. Și acum domnul Mărieș poate ne clarifică de ce a ajuns în acest conflict cu procurorul militar. E mult spus conflict, pentru că nu am cum să am conflict cu o instituție a statului, pentru că dacă ar avea și probe, m-ar lega, asta m-ar împușca dacă ar putea. Problema este că el a devenit prin toată atitudinea asta de o penibilitate și de o ridicol care pur și simplu, oricum era surclasat, acum ar surclasează de tot. Și a aranjat un interviu, n-am nicio problemă, presa e liberă, unde, printre altele, el are niște dileme. În primul rând, el confundă camera preliminară cu judecarea unui dosar. El a pus niște probe acolo, vine acum și spune, domnule, să nu spunem chiar dosarul Revoluției, că nu-i chiar dosarul Revoluției. Mă auzeați pe mine săptămâna trecută spunând, acest dosar este o bucată, este o falangă, o perioadă, din perioada 22-24 cu trei inculpați. Nu putem să-i spunem dosarul Revoluției, pentru că nu mai e. L-a rupt în 10. A închis perioada 16-21 decembrie, l-am redeschis, îl ține în birou, nu face nimic în el de 3 ani. Pe cealaltă bucată a trimis-o în instanță. Și de acest lucru nu vorbește el. Îl trimite în instanță. Instanța constată că nu este instrumentat din punct de vedere procedural. Nu pe probe. Instanța de cameră preliminară verifică procedura, domnul colonel. Noi am contestat procedura, adică că tu ești incapabil și ai adus acolo probe care nu au fost puse conform legii în dosar. Instanța ți returnează și te roagă să refaci. Tu nu refaci, îl trimiți din nou la instanță. Instanța îți dă un bolovan în cap. Tu faci recurs. Din nou instanța ți returnează și îți dă un bolovan în cap. În acest timp se întâmplă următorul lucru. Peste 50-60 de avocați sunt plătiți pentru a acoperi 8.500 de victime. Avocați din oficiu. Asta, în primul și în primul rând, vorbesc pentru deci oameni. O cheltuială imensă făcută de degeaba. O cheltuială imensă pentru a acoperi prostia lui Rancopițu. Acești avocați din oficiu habar nu aveau de acel dosar care conținea, la timpul respectiv, spuneau ei, 3.300 de volum. Deci ei habar nu aveau, cu mici excepții, nu știu dacă erau 1, 2, 3. Vine acum și acuză că asociația reprezintă doar câțiva dintre cei 8.500 de părți vătămate. Și acum Rancopițu reține în Curtea Supremă Mărieș la fiecare termen, în hol acolo, asta ne-a auzit-o, striga așa, nu dați bani la avocați, nu plătiți avocații, pentru că acest dosar se va returna pentru că este prost lucrat din punct de vedere al procedurii. Nimeni nu a atacat în dosar că Iliescu e vinovat dintr-un punct de vedere sau rus din altul sau Voican din altul. Pentru că nu s-a ajuns acolo. Noi vorbeam de procedură. Sau tu nu ai învățat încă că există cameră preliminară care de fapt asta face. Verifică ca din punct de vedere procedural, atunci când începe procesul, toate actele din dosar, toate probele din dosar să fi fost administrate corect. Și acum de ce această disperare a mea și a noastră, și a avocaților, și a prietenilor, și a victimelor? Vă dau un exemplu, domnul Rusu. Datorită unei scăpări a lui, către, spunea domnul Păunescu, o domnișoară săptămâna trecută, a unei casete pe care el și-o face, el și-o înregistrează în propriul birou. El semnează rechizitoriu pe data de 5 aprilie, așa cum am arătat aici și putem oricând să punem probe, și se, în realitate el semnează, spune că îl semnează pe data de 5 aprilie 2019, în realitate îl semnează pe data de 8 aprilie 2019. Deci falsifică data într-un rechizitoriu. Asta n-ar fi suficient să dea demisia. Este penal și este suficient, sigur e suficient. Mărieș obține această casetă, repet, o domnișoară pe care el într-un anumit loc se laudă și o lasă. E problema lui ce a făcut și la ce domnișoare lasă casetele. Dacă eu nu obțineam această casetă, pe care n-am utilizat-o într-un mod dubios, ca să zic așa, m-am dus în instanță și am depus-o. Instanța ia act, observă cele două falsuri, adică faptul că în înscrisuri
spune că a semnat pe 5. Rechistor avea data de 5, iar în realitate imaginile care, sigur, atunci când avem imagini, nu mai e loc de întors. El nu le-a contestat niciodată. Spun altă dată, instanța reține acest lucru, iar eu vin a doua zi și le prezint aici la B1. Eu nu am utilizat, nu am venit la B1 prima dată, m-am dus în instanță, le-am depus. Instanța cumva sugerează că nu este de competența și de realitate, nu este de competența Camerei Preliminare să stabilească falsul Lupițu, ci e o chestiune penală. Și acum, o chestiune de onoare, domnule, să fii militar, să faci un astfel de fals. A doua zi ai fost dovedit, dă-ți demisia. Cum deci e cea mai simplă Bostan, chestie. Deci, domnule Bostan, e vorba de onoare. Aici e vorba de onoare. Chiar nu mai e onoare în țara asta. Nu există onoare, onoare de militar. Nu există onoare, domnule. Ochii plânși ai victimilor cer să vadă adevărul. Și niște indivizi de acest tip, cățărați la putere în diverse funcții, n-au pic de onoare, pic de demnitate. Da. Dați-mi voie să mai spun o frază. Mai sunt și cu grade militare. O, o este inadmisibil. Și după aia domnul este inadmisibil. Vine pe acest fond de lipsă de profesionalism, de neputință. De ce vreți dumneavoastră, după 3 ani de zile, nu vorbește nimic de faptul că s-au consumat, imaginați-vă, 8500 de plicuri să plece de la Curtea Supremă către poștă și către întreaga lume. Pentru că sunt oameni împrăștiați din America până în Spania, din Italia până în Anglia, din Belgia, Olanda, Germania, Elveția, peste tot avem români care sunt revoluționari sau care sunt urmași a eroilor revoluționari. Eroilor din decembrie 89. Mulți au părăsit țara după 13 iunie. Din această neputință a lui și din această demență, aș putea spune, să mă ierte telespectatorii, vine și spune, Măriești se situează prin faptul că mi-atacă mie rechizitoriu, nu ți-am atacat rechizitoriu, ți-am atacat tâmpenile făcute procedural în rechizitoriu, pe care, încă o dată, vin aici, uitați-vă, stimați telespectatori, e legată. Aceasta este decizia Curții Supreme de Justiție, da, care spune așa, admite cererile și excepțiile asociației 21 decembrie. Deci instanța... Dați-mi, domnul Părăsescu. Domnul general Păunțu, trebuie să vorbiți cu el dacă vreți altceva. Dânsul hotărăște. Cine? Domnul general Păunțu. Dânsul hotărăște. Vreți că m-am întâlnit cu un domn de la... Păi nu. Dacă vreți o decizie să fie corectă sau să se întâmple ceva, dacă convingeți pe dânsul, dar dacă nu... Până aici. Nu, până acolo e. Bun. Până acolo e. M-am întâlnit ieri cu cineva de la dânsul și poate vorbim și de asta dacă apucăm. Deci, instanța spune că noi avem dreptate și el mă acuză că de ce am doar 4. Pentru că n-au vrut ca oamenii să plătească pițule. Oamenii ăia a plătit, fiecare om din țara asta a plătit a 50-60 de avocați din oficiu de care nu erau nevoie pentru a veni în instanță și a apăra victimele pentru prostia de rechizitorul pe care, din punct de vedere, repet, procedural, ai greșit flagrant, spun două instanțe a Curții Supreme. Da, a făcut școală. A făcut școală, facultate. El are o problemă. Spune, a văzut domnul Rusu, spune Măriieș n-are pregătire. Așa este, mă, băiatule. Da. Nu înțelegeți că, domnule, nu înțelegeți că au stăpân. Nu să înțelegeți că România asta are stăpân să ajungă în halul ăsta. Deci, mai e... Dacă vreți să continuați treaba asta... Se va scrie la facultatea de drept. Dacă vreți să continuați... V-ați făcut-o să vreau. La fără frecvență. Îmi dați voie să tragem împreună o concluzie din acest caz, după comportarea colonelului Pițu. Nu întâmplător Comisia Europeană de Justiție avertizează permanent România de disfuncționalitatea unei părți, bineînțeles, de justiție, dar care de fapt întregește întregul sistem, pentru că nu este în interesul oamenilor. Justiția din România este una dintre cele mai încete din Uniunea Europeană, este una dintre cele nu mai costisitoare din Uniunea Europeană. Cea care controlată de SPP, aia e cu probleme. Și cea care controlată de domnul General Pahonțu. Este una dintre cele mai costisitoare. Da, care e de 18 ani la putere. Și răpăul controlat, domnul, acum avem în SPP. Am înțeles, l-a apărat pe Pahonțu. Am înțeles, l-ați apărat pe domnul Pahonțu. Până acum vreau două luni, eu controlat și consideră că domnul Pahonțu este cel care poate să ducă România să progrese. Eu sunt supoziție. Să ducă România spre progres. Ce credeți că e vorba aia de Edgar? Eu nu cred că domnul Pahonțu nu vrea să se afle ce s-a întâmplat cu moartea generalului Milea în 22 decembrie 89. El credeți că are vreo putere? El are vreo putere? N-are nicio putere, domnule. Cine? Pițul ăsta, cum îl cheamă? A, bine, nu are. Păi n-are nicio putere. Hotărârea se în altă parte. Hotărârea se în altă parte. Seara, domnul Pahonțu. Eu cred că le dați o prea mare importanță. Adică nu cred că sunt chiar Edgar G. Hoover. Păi nu, pentru la nivelul României sunt... Acum tot m-a provocat domnul Păunescu. Haide. Franco Pițu.
Răspunde cine cine s-a dat să răspundă domnul Pahom, tu vrei să puțin. Păi de-aia hotărăște ce să vorbim cu numărul 3. Răspunde, dați-mi voie puțin și mie, vă rog. Vă rog, vă dăm. Cine este omul, persoana, funcția, sau cine sunt persoanele care ți-au indicat că până la 1 august trebuie să redepui rechizitoriu nou, cum spune doamna procuror general. Am înțeles că e un rechizitoriu nou. Vom vedea. Eu n-am criticat nou rechizitoriu. Dar vi l-ați primit? L-aveți? Încă nu l-am primit, că nu, nouă nu ni-l remite. Trebuie să, în fine, așteptăm să treacă. L-am cerut de o săptămână jumate și nu ni-l dă nimeni. Așteptăm. De o săptămână jumate? Da, 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 nu ni-l dă nimeni. Bun. Iar e incredibil. Deci, ei sunt în vacanță, poate. Public își cer să ieși și să răspunzi la această întrebare. Cine ți-a ordonat trimiterea rechizitorului în data de 20 și cât 9 l-ai semnat de data asta și n-ai mai schimbat data acum, 29 iulie, pentru că eu, la rândul meu, am fost sunat de îndată, și când spun de îndată înseamnă în aceea zi, de la ambasade străine, și am fost întrebat de ce acum, cine a ordonat și pentru ce. Asta trebuie să spui tu, nu eu. Te-am publicitatea. Da. Da. Urmează un moment unic pentru televiziunea, sau un moment rar, nu unic. Vreau să spun că urmează un moment rar, după publicitate. Atât. Așa, perfect, perfect. Da. Da. Deci acest subiect cu domnul general Milea, pe care îl începusem acum și cu toată povestea asta, care, cum să spun eu, toate lucrurile au un început, un cuprins și o încheiere, nu? Ca o poveste... Povestea generalului Milea este deci, un punct foarte important a revoluției. Tocmai, ușor, calm, știți, timpul e aliatul nostru, ușor, cu calm. Lucrurile se vor întâmpla. Din păcate, au fost generații de sacrificiu 30 de ani, pentru că au fost trădătorii și la putere, au preluat, au făcut lovitoarea de stat, lucrul dovedit. Corbi. Ce anume? Corbi. Și Corbi, da, e o parte din... Dar acum, ați văzut că ce a spus despre Corbi săptămâna trecută, v-am trimis materiale săptămâna asta, care toate confirmă că avem timp la emisiune. Corect. Poate îmi dați și mie un aro, faceți o autorizație de aro, dacă aveți șansa ștampila. Vedem unde e ștampila, să întrebăm pe Măgurean. Pe scurt, la chestiunea asta este că, așa cum vă spuneam, lucrurile au început un cuprins și o încheiere. Duminica viitoare, sau, eu știu, în două duminici maxim, vom avea un... triplex, nu știu cum să-i spun, cu o serie întreagă de televiziuni și din America și din... în care se va discuta acest subiect cu ce s-a întâmplat în România și cu, ce... cu demersul domnului Mărieș și al Asociației 21 decembrie de derusificarea României. O vorbesc pe un ton calm, încet, că nu avem de ce să ridicăm tonul, că lucrul se va întâmpla. Nu avem disperare în acum. Congresul American se va discuta și acest lucru. Deci, estimați decidenți împotriva României, din România, din Parlament și din asta. Acum vreo 3 ani spuneam că norii negri se adună în jurul României și că vom avea probleme. Am avut, am trecut. E, acum încep să se dea norii un pic la o parte. Și nici prin cap nu vă trece ce va urma. Așa cum nimănui nu-i venea să creadă în octombrie că în decembrie Nicolae Ceaușescu va fi omorât la zid, da? Așa nici nu mă refer la crime sau la chestii de genul ăsta, ceea ce ați făcut dumneavoastră. Eu vin doar să vă spun că am citit, cred că în presă sau pe internet undeva, pe o chestie de genul ăsta, așa cum am citit și raportul ăla înainte, că lucrurile sunt grave. Foarte grave. Și nu prea mai e un motiv acum de mare supărare, că lucrurile ajung la încheiere. Deci spuneam că există un început cuprins și o încheiere. Noi la încheiere vom da ceea ce trebuie să spunem în încheiere, domnul Milea, de domnul Cutare, de domnul Cutare, iar după asta vom anunța și noi ce se va întâmpla atunci. Acum, eu înțeleg că urmează o serie întreagă de atacuri și vor continua atacurile la adresa noastră. Atacuri care sunt de 20 de ani la adresa mea. La adresa mea, la adresa lui Rupert Murdoch, Tony Century Fox, la adresa Americii, la adresa domnului Rockefeller, domnului Rothschild, la adresa Vaticanului, la adresa Bisericii Ortodoxe Române, la adresa Jandarmeriei, la adresa Poliției, la adresa Serviciilor Secrete din România, la adresa celor care pot face să apere România, cei care pot să stea, să spunem așa, nu mă refer acum la Rockefeller sau Rothschild, desigur, dar și dânsii au venit să facă afaceri în România, adică să preia un anumit... Nu, bine, n-au putut, n-au fost lăsați, au venit cu mine, domnul Rockefeller, am fost prezent la domnul Pahonțu, în vizită. Cu David, care a
Nu, a murit săptămâna asta? Nu. Deci ideea este că, și sunt martori, nu-i discuție. Ulterior au avut grijă să nu se întâmple treaba asta. În sensul în care vreau investițiile astea nu să nu fura nimeni nimic. Investițiile se treceau din mâinile rusești în mâinile americane. Eu cred că era mai bine. Zic eu. Da? Acum... Îmi permite să vă dau o frază. Da. Investițiile americane și canadiene în România, am aflat săptămâna asta, stând de vorbă cu cineva, mă rog, n-are importanță de ce țară, sunt grad zero acolo și depășesc interesul investițiilor în China și în oricare stat din lume. Puteți să vă imaginați, da, numai că nu ce înseamnă aici. În momentul ăsta centrala 3 și 4 de la Cernavodă. Da, ce înseamnă centrala din Făgăraș? Avem deschidere și finanțare formidabilă pentru chestiunea asta. Repet, grad zero se muncește. Da. Și am aflat ceva. Sunt vreo 200 de români. Deci, în America, care muncesc la chestiunea asta. Da, oare românii noștri sunt trădători toți? Nu. Românii noștri sunt români. Mulți dintre ei. Românii noștri în toată lumea au început să se miște. Și se mișcă de data asta. A venit vremea. Cred că spuneți bine. Aici vă aprob. A venit 30-32 de ani cam acolo. Cam 33. Deci. Cam așa. 33. Păi ajung eu la 33. Da. La anul care trebuia să se întâmple. Acum, eu știu. Se dezlănțuie o forță formidabilă în acest moment. Se va, și... Nu că se dezlănțuie. S-a dezlănțuit și urmează să vedem să efectele. Să vedem rezultatele. Da. Nu văd ei, că nu au cum să o vadă pentru că sunt prea. O știu. O văd și încerc să se apere. Dar numai că neavând cunoștințe, nu ai cum să te aperi dacă nu știi să te aperi. Ei se apără doar cu sânge. Nu știu să se apere democratic. Nu contează, doar cu nu contează viața mea, nu contează viața noastră, nu contează viața. Contează România. Toți avem același interes. Și cei din diasporă, și cei de acasă care se chinuie de la o zi la alta să plătească factura. Nu că n-ar munci, nu că n-ar merita să aibă bani sau nu știu ce, pentru că sunt ținut jos tocmai ca să aibă alte probleme. Da? De fiecare dată spuneam că, domne, vorbiți cu cei din jur. Toți avem aceeași problemă. Că mai mici, mai mari, proprietăți mai mici, mai mari. Ai de plătit rate, ai de plătit aia, ai de plătit salarii, ai de plătit astea. Să ținuți toți jos. Nu vreau să intru într-o zonă care pare așa ficțională, adică de genul vibrația cât mai jos a populației, tocmai pentru a nu avea interes. Însă să știți că nu sunt numai românii, sunt și... Nu o să intru acum în detaliu, dar pot să amintesc ceva de Pentagon, o legătură undeva, unde s-au descoperit niște legume prin România. Nu intrăm în detaliu, nu vreau să spun prea multe, că aceste legume aveau niște substanțe. Nu, aveau niște substanțe, da? Și aceste substanțe nu prea erau, nu trebuia să fie acolo. Lucrul ăsta s-a dovedit. Pe lângă chestiunea asta, văd că se reia o discuție despre Caracal, care avea interesul să atace baza de la Deveselu. Da? Că să știți ce s-a întâmplat la Caracal, se întâmplă în toată România. Nimeni nu apără ce s-a întâmplat la Caracal, trebuie atacat, dar nu văd niciun rezultat. A fost doar de denigrare. Nu a interesat viața fetelor, nu a interesat viața. Și aflăm astăzi că omul a fost obligat să spună. Dar cu treaba asta o să încheiem, că așteptăm să intrăm în legătură directă cu Realitatea TV, nu? Lucrăm la asta. Domnul Păunescu, permiteți să mai... Deci, indiferent, haideți să vă spun o informație. Indiferent, indiferent barierele care ni se pun să putem face niște lucruri, lucrurile se întâmplă. Și au început să se întâmple. Deci povestea asta că să lovim în legătura cu Realitatea TV, cu nu știu ce, nu. Și acolo sunt români, adevărați. Acolo este, de exemplu, urmează emisiunea Anca Alexandrescu, care o cunosc de când aveam 14 ani, 15 ani. Ne cunoaștem bine, știu că este o româncă adevărată. Știu, l-am cunoscut și pe tatăl dânsei, Dumnezeu să-l ierte. E urât când încerci să faci chestii de genul ăsta. Când încerci să blochezi români care au interes, au un singur interes, nu ăla de a face o șpagă mică, de a pune niște bani pe masă, de a da cum e la politicieni, cum e în Parlament, știți dumneavoastră cum e în Parlament? Sau anumiți miniștri sau... Nu e? Nu credeți că e? Eu zic că e. Sunt mărunte. Garantez că e. Mărunte. E ca un șoarece care roade din mărunte. Păi dar pagul mai mare sunt decât 400 de miliarde. 400 de miliarde de euro. Asta e mărunt? Știi cum e? Ei chiar dacă mănâncă puțin strică mult. 400 de miliarde de mult? Da, că eu cred că sunt bani stricați, nu că sunt depurați. Deci am ajuns deja la 50% din datoria publică, din produsul intern brut, ca datorie publică. Am plecat de la 0 în 90 și am ajuns la 50%. Tocmai pentru a îndatora România, cetățenii României și aduce lucrurile cât mai jos. Iată că vine un prim-ministru care sprijină anumite lucruri. Și vedem că încep rezultatele, iar încep medalile, iar începe România să urce. Să vedeți cum le vor da în cap, să vedeți cum se vor găsi tot felul de probleme.
Tot lucrăm la această legătură, e greu, este nu? Aproape gata, da? Da. Regia? Ce vreau să zic o jumătate de minut, da. Dacă am jumătate de minut. Deci imediat Anca, ne auzi? Anca, în câteva momente sunt da? Forțat. Îmi permiteți, domnule Păunești? Nu mai secundă, nu mai secundă că trebuie să facem o pasă. Nu? Mă gândeam că până ce să facem. Imediat, pasă. Nu acum. Anca, ne auzi? Anca. O secundă, deocamdată este pe meteo. Da. Da, imediat, nu că e o chestiune interesantă, e de cum să spun eu, nimic, nu vă gândiți la vreo asociere, la vreo treabă, gândiți-vă la niște români care mai mulți, cum suntem și noi aici, încercăm să facem niște lucruri în interesul țării noastre și că cât suntem mai mulți, cu atâta lucrurile se vor întâmpla. Și cum spunea Nelson Mandela, nimic nu e imposibil până se întâmplă. Și se va întâmpla și a început să se întâmple. Și lucrul ăsta se va întâmpla la nivel internațional, unde cei care ne lucrează aici în România nu au acces. Noi avem acces. Dar totuși poate mai reduc așa din conservele rusești pe acolo pe la... Păi o să reducă. Lupta e mare, că ei văd și interesul lor, să știți. Sper să fie și interesul lor. Noi trebuie să luptăm pentru interesul nostru. Suntem... Păi nu le văd pe aici, nu le văd pe la B1. Hmm? Ia să vedem. Se poate? Conservele. Se poate? Dincolo se mai observă. Poate să intrăm? Cine s-o... În câteva momente. Da? Conservele, da, de conserve. Ce vrea să spuneți până... Domnule Păunescu. Da. Vă rog. Domnule Păunescu, vă rog. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să vă dau câteva... La dăm și ok, atenție, la dăm și ok. Da? Da. Ia vedeți. Vreau să vă dau... Nu-i un pic, domnule Păunescu. Vă rog frumos, domnul Rusu, vă rog frumos că este deosebit de importantă chestiunea asta, pentru că e prima dată. Doar o secundă, vă rog, că e foarte importantă, pentru viitor în special. Și de altfel un moment, cum am spus, un moment rar pentru televiziunea din România, un duplex între două televiziuni, da. Și anume B1 TV și Realitatea. Ia vedeți. Când se poate, regia, vă rugăm. Anca, da. Ne auzi? Anca. Bună seara, Anca, ne auzi? Încercăm? Mai încercăm o dată? Anca, bună seara, ne auzi? Hai să încercăm. Mai încercăm. Nu contează, mă stai aici și 3 ore dacă trebuie. Anca, ne auzi? Sunt ceva probleme tehnice, să spunem. Da, nu știu cine o fi intervenit cu problemele astea tehnice, urât. Urât și foarte urât. Am văzut și cine trece pe aici, cine a intrat să verifice dacă lucrurile sunt în regulă și nu sunt în regulă, care nu prea are același interes. Haideți să mai încercăm o dată, vă rog. Puteți să încercați să vorbiți cu... Revenim imediat ce... Profit de ocazie. Înțeleg că și televiziunea Realitatea are un curs... Ei ne aștepta, era în direct. Probabil să mă opresc în momentul în care vine. Permiteți acum, domnul Bărăs? Da. Vă fac o precizare pentru cei 8500 de victime din dosarul Revoluției. Să știți că nu ne oprim, să știți, continuăm și după publicitate. Uitați care este problema. Ia, uite, Anca, haideți să vedem dacă Anca ne poate auzi. Vă rog, mă scuzați, domnul. Mai tare puțin în studio. Bună, Anca, bună seara, ne auzi? Trebuie să dăm puțin mai sus. Nu mai era în pauză așa. Haideți, măi, vă rog frumos. Mie spuneți. E sabotaj. Ce sunt mai atâta? Domnul Pahonțu își bagă coada. Își bagă și el coada. Ce mai are? Totul pleacă doar de la... Nu știi, domnul Pahonțu, cât de mic încep să fii. Extraordinar. Împreună cu cei care au ieșit din sistem, dar care țin 2 și un sfert și alte care au fost în raportul de abuz. Adică plecăm de la generalul Milea, momentul istoric, ajungem la domnul Păunescu, care controlează momentul ăsta țara. Nu, dar sunt din aceeași localitate. Sunt din Lereș de Argeș. Ia să mai încercăm puțin, că de aici nu plecăm. De aici nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Atunci nu plecăm. Haideți, eu zic să notați, că dacă notați, stăm peste program. O precizare am de făcut, da. O precizare. Da. Continuă? Continuă. Așa. Deci pentru cele 8500 de victime, uitați care e situația. Admitem că proba pe care am obținut-o, precum că a fost falsificat data rechizitorului, nu o aveam. Acel cineva, acei care o dețineau, o păstrau, se termina procesul, se derula procesul, zicem că tot dosarul era făcut impecabil de acest colonel. Și avea doar acest viciu. După ce se termina procesul, părțile trebuiau să primească, sigur, conform hotărârii pe care o va da în alta curte de casație justiție, despăgubiri materiale și morale. Să zicem că Ion Iliescu era condamnat, Rus era condamnat și Voican era condamnat, și ceea ce și merită. Și Măgureanu? Păi aia i-a uitat, că nu pe toți vrea să-i bage. Pițu a făcut un pic de dosar de revoluție, acum recunoaște, abia.
cineva livrează această casetă și se face recurs excepțional. Vă pierde niște... Ascultați-mă puțin. Nu, dar se pierde niște lucruri foarte importante și ar trebui discutate în emisiunea viitoare foarte punctual. Nu, dați-mi voie să termin. Vă văd dacă se întâmplă sau nu se întâmplă. Vă implor, dați-mi voie să termin. Cineva livrează această casetă și se face un recurs extraordinar sau eu știu care e calea de atac extraordinară. Se terminează procesul. Iliescu e în pușcărie, banii sunt la oameni, ți-au primit daune materiale și morale. Așa. Și instanța constată că, rog, de fapt, rechizitorul a fost falsificat prin data rechizitorului însuși. Și clasează hotărârea. Dați-mi voi că mai puțin. Dar nu se prind lucrurile. Și clasează hotărârea. Vă imaginați ce se întâmplă? Un rateu formidabil. Deci de aceea noi suntem cu ochii pe acest pițu pentru a nu lăsa niciun viciu de procedură să treacă de camera preliminară. Acesta este motivul pentru care suntem atât de atenți. Pentru a nu... Dar șansa nu vom la pauză, nu vom la pauză la până când nu intrăm în direct. Nu intrăm în pauză de publicitate până nu intrăm în direct cu cei de la Realitatea. Da, deci așteptăm... Păi poate nu vrea doamna Anca. Doamna Anca ne aștepta, era în direct și vrea și toată lumea vrea să facem o chestiune, însă sunt niște oameni care se plimbă pe aici, am văzut prin spate și prin față și prin asta, că nu se caută, mă rog, care au un alt interes. Au satelitul. Au un alt interes. Nu fi chinezesc. Nu. Nu, român, antiromânesc, sovietic. Am înțeles. Da? Provine în același loc, de la Revoluție din 90, urmași acelor care au condus de atunci. Am crezut că trece pe la Europa, nu, acolo, satelitul și... Europa, nici am văzut că au descins în sfârșit și pe la Europa. Pe la domnul Coldea, pe la domnul Coldea, pe la domnul Pahonțu. Pe la Oprea. Mă opre mai puțin, nu se mai bagă la acum. Zău? Acum mai puțin. Nu, dar de ce avea întâlnire să s-auzea militare în urmă cu 3 săptămâni. S-auzea Tușa mai devreme. Domnul Rusu, cred că Tușa. Deci, ideea este că... Da, haideți, chiar nu se poate, chiar așa este... Păi intrați pe telefon, ce mare lucru. E normal că se poate intra oricum. Da. Deci nu plecăm de acolo până... Punem pațurcă aici să cânte. Noi de aici nu plecăm. Nu este sunet. Putem să preluăm prin telefon, cumva, și cu imagine? Să încercăm și această variantă, doamna, colega noastră Anca Alexandrescu prin telefon și noi preluăm de imaginile. Da. Nu, nu plecăm, nu închidem televiziunea până nu intrăm în direct. Nu luăm pauză, nu închidem, intrăm în publicitate, atenție. Și e vina celor de la producție și continuăm de la cei conversația atunci. Domnule Bostan, aveți ceva de adăugat? O concluzie a serii? Deci... Toți românii sunt bucuroși și eu cred că ăsta e sensul acestui weekend. Este aurul lui Popovici la 100 de metri și să sperăm că mâine vom lua o nouă medalie. România prin David Popovici va avea o nouă medalie. De ceea ce a făcut avantajul? Cred că este un început dătător de speranță. Gândiți-vă la copiii care o să-și lea model pe David Popovici. Și este formidabil că, în afara faptului că este un sportiv extraordinar, este și un om deosebit. Eu am ascultat câteva din declarațiile lui. Este un om adevărat. Din podcastul făcut, este extrem de talentat. Un copil bine crescut. Un copil bine crescut. Asta spun și profesorii, să știi, la școală. Și discutam cu Doru Mărieș, care cunoaște detalii despre profesorii lui David. Și este un copil deosebit și... Asta deci nu numai talentul sportiv, ci și calitatea umană. Arată că a avut părinți buni, a avut profesori buni. Hai să vedem acum. Și ne dă speranțe că nu totul... Câteodată suntem tentați să aruncăm cu noroi în tot ce se întâmplă în România. Și ăsta, David Popovici e un exemplu și nu numai David Popovici. Ați văzut la canotaj, ați văzut și în alte domenii. Dacă vorbim de olimpiadele de matematică, de informatică, de fizică, de chimie, observăm copii remarcabili. Într-un învățământ greu încercat, observăm că... Bună seara din nou. Am zis că... Anca, ne auzi? Stică bani. Anca? Vreau să vă cer permisiunea pentru că am o premieră în această seară. Trebuie să fac un dialog cu cineva de la B1, pentru că dumneavoastră ați spus de mult, acum 15 ani, nu vă implică pe dumneavoastră, este o chestiune a televiziunilor noastre. Zilele trecute a fost anunțat un parteneriat între familia Păunescu și familia Păcuraru. Dialogul meu va fi cu Bobby Păunescu. Bună seara, Bobby Păunescu! Bună seara, Anca! Și... De ce am ales să fac așa? Pentru că domnul Călinescu, într-un interviu pe care l-a dat mai demult, tocmai asta spunea. De ce să nu fie împreună? De ce să...
Noi, cumva, prin acest parteneriat pe care voi l-ați anunțat zilele trecute, Bobby Păunescu, asta încercați să faceți, o apropiere în mass media, da? Un parteneriat. Fiecare televiziune are propriul conținut editorial, independent, n-au nicio legătură. Înțeleg că este un parteneriat și cu investiții strategice din străinătate. Acum, m-auzi? M-auziți? Un mic delay. Da. Deci, salutăm și pe maestru Călinescu, cu tot respectul, și ne pare bine că reapare cât mai des pe ecrane. Da, este o premieră în sensul în care, deși parteneriatul este, așa cum bine ai spus, între familia Păunescu, între familia Păcuraru și familia Păunescu, da, pe energie, pe imobiliare și în media naționale și internaționale, nu are legătură cu B1 și realitatea, dar suntem cu toții români și avem același interes, așa cum te cunosc, Anca, de când aveam 14 ani sau de nu știu de când eram mici, da, avem cu toții același interes. Interesul se cheamă România. Și pentru asta trebuie să facem absolut orice putem, ca o țară eșuată, așa cum spunea președintele României, să încercăm să o ducem din nou pe drum, să o punem, să construim, să lucrăm toți împreună. Sigur că nu putem fi toți să avem toți aceeași opinie. Fiecare are libertate de opinie și de mișcare. Dar ne putem sprijini ca să urcăm. Că interesul nostru e să fim, așa cum ne-a arătat David Popovici, pe locul 1. Uite că se poate. Se poate să revenim. Și asta era, vreau să-ți dau această pasă, să spunem așa, cum se face în aceeași televiziune de obicei. Noi facem o pasă între două televiziuni care sunt în concurență, fiind televiziuni de știri, dar în competiție, în concurență, dar nu în dușmănie. Aceste două televiziuni. În interesul românilor și al României. Bobby, îți mulțumesc foarte mult pentru această premieră. Seară bună. Eu mă întorc aici la invitatul meu. Iertați-mă. Succes mult. Succes mult. Pa, pa. Mulțumim. Pa. E regulă. Putem, stimați spectatori, vă mulțumim că ați mai rămas puțin. Mulțumim și celor din producție de la noi. Ne cerem scuze pentru întârziere pentru următoarea emisiune. Urmează emisiunea cu invitat Ioana domnul Constantin Stenian Tănase. La Politica Zilei. Da, și cu domnul Stenian Tănase și cu domnul Orban Victor sau Ludovic sau prietenul domnului Bosan. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această seară alături de noi. Rămâneți cu Ioana Constantin, rămâneți pe B1 TV.